Bună dimineața, la ora 11 va începe această ședință a Comisiei, iar președintele Comisiei va fi Oana Florea, va fi aleasă, votată de către cei din Comisie, dar a fost propusă de către Partidul Social Democrat, așa că nu mai există emoții. Oana Florea va fi președintele acestei Comisii de Anchetă. Își vor stabili un calendar pentru această perioadă a vacanței, pentru că în acest moment nu se vor mai face audieri, iar deputatul Liviu Pleșoian cel mai probabil va spune în dezbatere mai multe dintre propunerile sale, așa încât Comisia pentru Anchetă să decidă ce va face în cazul Laurei Codruța Kövesi, și pentru că în acest moment este clară acea decizie a Curții Constituționale. Au fost două decizii ale Curții Constituționale, avem și motivarea, iar în decizie este scris negru pe alb că șefii de instituții nu trebuie să vină la aceste audieri, că nu sunt absolviți de prezența la audieri. Mai ales dacă audierea nu are nicio legătură cu vreo speță a anchetelor făcute de procurori, este clar că Laura Codruța Kövesi trebuie să vină la această comisie, însă rămâne de văzut dacă o va face și ce vor face cei din comisie, pentru că iau în calcul mai multe variante. Fie să-i mai trimită o invitație imperativă în care să explice doamnei Kövesi exact din decizia Curții Constituționale, pentru că la primul refuz Kövesi a spus că nu trebuie să vină. Fie chiar să-i facă plângere penală Laurei Codruța Kövesi pentru că nu a venit la această comisie.